Bună seara, stimați reprezentanți mass media, stimați telespectatori, stimați cetățeni. Tocmai am încheiat ședința Centrului Unic de Comandă și în urma rapoartelor audiate pot să vin în fața domnilor voastre cu următoarea informație. Cu regret, astăzi am mai pierdut 29 de concetățeni ai noștri din cei plecați printre noi, lucru pentru care aduc sincere condoleanțe membrilor familiilor, rudelor, celor apropiați din cei 29 cetățeni care au plecat astăzi de printre noi. Totodată, astăzi s-au înregistrat 544 cazuri noi, după cum cunoașteți, din numărul total de 4352 teste efectuate. Totodată rămâne mare cifra de cazuri active COVID-19 în Republica Moldova, atestându-se la ora actuală încă 11.890 cazuri active. Totodată crește, comparativ cu cifra de infectări noi, avem o creștere semnificativă a pacienților vindecați. Astăzi sunt 1.214 cetățeni care au scăpat de această boală. În altă ordine de idei, rămâne foarte înaltă încă incidența infectării, data media pentru ultimele 14 zile, constituind 423 de cazuri la 100.000 de cetățeni. Și cunoașteți foarte bine că codul roșu se instituie de la 100 de cazuri în sus. Prin urmare, avem mai mult de 4 ori depășirea normei limită pentru declararea codului roșu. Avem încă foarte mulți pacienți în stare gravă, 1.281. Din păcate, avem încă o cifră mare de pacienți în stare extrem de gravă, 293, și s-a redus numărul de pacienți intubați. Per total, la ora actuală, în spitalele din Republica Moldova, avem internați 3.345 de oameni. 9 persoane astăzi au fost depistate pozitiv la COVID-19 din sistemul de ocrotire a sănătății. Lucru îmbucurător însă este că nu este niciun medic din aceste 9 persoane. Este vorba de personal auxiliar din instituțiile de ocrotire a sănătății. Potrivit colegilor de la Ministerul Sănătății, faptul că deja nu mai avem medici testați pozitiv, s-ar putea să se datoreze vaccinării. Deci, după cum vedeți, iată, totuși, vaccinul își face efectul, cel puțin în rândul lucrătorilor medicali. În ceea ce privește imunizarea, la ora actuală am atins cifra de 70.229 de persoane. Repet, merge atât de lent etapa actuală, pentru că suntem încă la etapa întâia, unde vaccinarea se desfășoară în spitale, instituții medicale și profesorii din sistemul de învățământ, acoperim cei care sunt cu vârsta de 63+. Și respectiv este încă cu oarecare rezistență, nu toți doresc bunăoară să se vaccineze cu vaccinul propus. Tocmai din acest considerent și se înregistrează această tendință nu foarte vertiginoasă de imunizare, însă sunt mai mult decât sigur că atunci când vom ajunge la etapa a treia și vom deschide larg ușile pentru vaccinarea generală a populației, vom merge foarte rapid cu vaccinarea cetățenilor noștri. Avem deja un număr impunător de cetățeni care s-au vaccinat deja și cu al doilea rapel, a doua doză, 1551, iar pe ziua de astăzi avem vaccinați 3144 de cetățeni. Ministerul Afacerilor Interne a venit cu o informație prin care confirmă că mențin efectivul de circa 10.000 de colaboratori ai Ministerului Afacerilor Interne care sunt zilnic la datorie în Republica Moldova, asistați în medie de la 100 la 150 de militari ai Armatei Naționale. În autoizolare au fost verificați cifra de 10.292 de persoane,
Astea sunt persoanele care au intrat în țară neavând testul negativ la COVID-19. Cei care au completat fișele epidemiologice și corespunzător au fost obligați să stea în autoizolare. Totodată este interesantă cifra că de la momentul instituirii stării de urgență de la 1 aprilie până la ora actuală, în Republica Moldova avem intrate aproape 70.000 de concetățeni de-ai noștri, practic din toate colțurile lumii. 122 teste COVID false. Lucru care deja trezește îngrijorarea. Colegii de la Ministerul Afacerilor Interne comunică că există deja o rețea întreagă care contra cost oferă testurile negative pentru a putea fi utilizate la intrarea nu doar în Republica Moldova, e o rețea care bănuiesc că face bani grei pe falsificarea testelor COVID. Un test din ăsta, potrivit informației, ajunge de la 50 de euro până la 100 și euro pe bucată. Nu știu dacă se merită, mai bine de făcut un test veritabil decât de riscat cu astfel de teste falsificate de COVID să intre cetățenii noștri în țară sau în oricare altă țară unde au de gând să plece. Au fost monitorizate 15.945 de întreprinderi, agenți economici, 3.070 unități de transport și au fost monitorizate, verificate 1.385 la cașe de cult. Potrivit colegilor de la Ministerul Afacerilor Interne, surprinzător, sâmbătă și duminică, slujbele religioase desfășurate în incinta la cașelor de cult sau în aer liber, în general au respectat cerințele epidemiologice impuse pentru aceste evenimente, pentru lacașele, desfășurarea slujbelor în lacașele de cult sau în aerul liber. Contravenții au fost consemnați prin contravenții 2.967 de persoane fizice, care după mine este o cifră mare, care atestă, dacă vreți, lipsa de disciplină și lipsa de respect față de condițiile impuse, 2.174 persoane juridice, dintre care 6 agenți economici, 8 administratori ai unităților de comerț, un administrator a stației PECO. Și iată aici se înregistrează o tendință îngrijorătoare. Tineretul care a preferat să se concentreze la stațiile PECO, la terasele de la stațiile PECO din marginea urbelor, totuși se expune puternic riscului de a se infecta și ulterior de a infecta pe cei apropiați, părinți, bunei, rude, etc. Și 4 administratori ai unităților de alimentație publică. Per total, potrivit colegilor de la Ministerul Afacerilor Interne, au fost prescrise amenzi în valoare totală de 4,5 milioane lei moldovenești, dintre care 1.200.000 de lei deja au fost achitate. Pe perioada menținerii orei marțiale, de la 23.00 până la 5 dimineața, pe parcursul ultimelor zile au fost întocmite 67 de procese contravenționale. În special, colegii subliniază că contravențiile nocturne sau încălcările orei marțiale se înregistrează preponderent în seara de vineri și sâmbătă. În restul zilelor săptămânii, începând cu duminică seara până vineri dimineața, putem afirma că ora marțială este respectată. În acest context, iarăși, vin colegii de la Ministerul Afacerilor Interne cu o specificare că se înregistrează o tendință îngrijorătoare, în special tineretul migrează spre apartamente închiriate sau vile închiriate, unde își desfășoară chefurile pe durata orelor marțiale, lucru care iarăși nu se înscrie în tocmai cu rigorile sanitare epidemiologice în condițiile în care ne aflăm acum în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a efectuat 27 de controle inopinate, identificând 5 neconformități. Ciudat,
Printre aceste 5 neconformități sunt 3 instituții medicale. Lucru care, după mine, nu are nicio scuză. Fiind în pandemie, fiind în plină stare de urgență în sănătate publică, avem 3 instituții medicale care s-au dovedit a fi neconforme cu rigorile impuse pentru astfel de situații. M-am interesat despre ce instituții medicale este vorba, mi s-a răspuns că sunt în mare parte private, sau cabinete stomatologice, sau de alt gen, dar nici de cum nu sunt instituții medicale publice unde sper că se respectă rigorile sanitar-epidemiologice. Și 2 instituții preșcolare, care lucru iarăși este grav, este vorba de grădinițe, este vorba de copii mici, unde normele sanitare, din contră, ar fi trebuit să fie extrem de bine respectate. Acestea, în linie mari, sunt informațiile care au fost puse la dispoziție în cadrul ședinței de azi a Centrului Unic de Comandă. Dragi cetățeni, vă îndemn, aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi inimilor dumneavoastră. Seară bună!